În această seară avem un mesaj de încurajare și de cercetare dintr-un pasaj dificil din Scriptură. Nu avem toate răspunsurile la el, dar vom încerca să extragem un mare principiu. Deschideți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolul 12, și vom citi primele 10 versete. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 12. Iată cuvintele Apostolului Pavel. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Domnul să ne vorbească prin acest cuvânt, să întărească sufletul nostru, chiar dacă avem și noi slăbiciuni, trecem prin încercări. Ce putem învăța de aici? Domnul are ce să ne vorbească și noi suntem gata să primim. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mi-am intitulat mesajul Paradoxul slăbiciunii. Nu doar să impresionez prin titlu, de aceea de la început vreau să explic cuvântul paradox, că cel de slăbiciune îl cunoașteți. Cuvântul acesta, paradox, este un cuvânt care vine din limba greacă, e o combinație de două cuvinte, de fapt, și para înseamnă contra, doxa înseamnă părere. Cuvântul are și un sens negativ, e adevărat, când spui că ceva e paradoxal, spui că e contradicție. Dar în textul nostru are un alt sens, al doilea, care are, e sens pozitiv, și anume, paradoxul aici înseamnă uimire. Te șochează, adică, când spui: oh, ce paradox, oh, ce șoc, ce uimire. Despre paradox ca uimire vreau să vorbesc. Te poate șoca, impresiona așa de tare slăbiciunile pe care le ai? În ce sens? Pavel vorbește despre ele, de aceea am dat și titlul mesajului Paradoxul slăbiciunii. Ideea aceasta de paradox, de
adevăruri care stau față în față și aparent se contrazic, apare foarte des în Biblie, de învățătura lui Iisus. Chiar cred că multe din, să zic, principiile, balamalele înțelegerii împărăției lui Dumnezeu din scrierile spusele lui Iisus Hristos se bazează pe paradoxuri. De exemplu, ca să mă puteți urmări, să înțelegem paradoxul, pentru că ați sesizat deja paradoxul. Când sunt slab, atunci sunt tare. Nu prea e adevărat. Dar în viața spirituală poate fi adevărat. Și iată exemplele. Nu spune Domnul Iisus că trebuie ca să mori întâi ca să trăiești? Nu e acesta un paradox? Pe cum să mori ca să trăiești? Dacă bobul de grâu nu moare, nu aduce rod. Dar dacă moare, apare viața. E un paradox. Prin moarte primești un alt tip de viață. Da. Sau, alt exemplu. Nu spunea Domnul Iisus ucenicilor care se lupta pentru întâietate, cel mai mare dintre voi trebuie să fie cel mai mic. Slujitorul, de fapt, conduce. E un paradox. Cel mai mic să fie considerat cel mai mare în sensul cel mai mic, cel mai umil slujitor. Acela, de fapt, e cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. E un paradox. Te șochează. Și să mai dau un exemplu. Nu-i spune Domnul Iisus Hristos lui Toma după înviere, care, știți, Toma a vrut să pună degetul în coastel, în rana lui Iisus sau să-l atingă pe Iisus. Iisus se prezintă în fața ucenicilor și spune, cine este cel mai fericit? Cel care nu vede și totuși crede. Să nu vezi și totuși să crezi. Să mori și totuși să trăiești. Să slujești și totuși să conduci. Să nu vezi și totuși să crezi. Vedeți? În momente cheie, și mai sunt și altele, Iisus Hristos le-a lăsat ucenicilor și nouă aceste învățături, mai este un cuvânt mai sofisticat puțin, antinomice, adică împotriva așteptării tale, a legilor, antinomia asta înseamnă, adică aparent contradictorii, dar nu sunt, pentru că aceste paradoxuri de care am pomenit ar trebui să te uimească. De aceea paradoxul poate însemna uimire. La început te uimesc, dar știți ce rol au tot ce v-am spus? Să te trimită la închinare, să-L slăvești pe acest Hristos și pe acest Dumnezeu. Deci, paradoxurile încep sau debutează cu uimire, dar sfârșesc în doxologie, în închinare. Îți împărtășesc un fel de nouă taină, un miez pe care numai creștinii autentici, născuți din nou de puterea Duhului Dumnezeu, pot să le înțeleagă. Exact despre asta e vorba în 2 Corinteni 12. Apostolul Pavel, cât a fost el de apostol, a avut parte de o nouă învățătură și el era învățat de Duhul Sfânt așa pe traseu. Și a învățat un paradox. Atunci când ești slab, de fapt ești tare. Cum a înțeles lucrul acesta? Observați că pasajul acesta din 2 Corinteni 12 începe cu ceva uimitor. Da? Apostolul a avut parte și de vedenii și de descoperiri. Și ne dă exemplu. Uitați să vă spun ce descoperire am avut, ce vedeni am avut. Un om, cunosc un om în Hristos care așa a ajuns în rai. A auzit cuvinte pe care nu le poți articula.
experiențe greu de exprimat în cuvinte, de fapt vorbea despre el însuși. Și toate aceste descoperiri, și asta e doar un exemplu, el mai a avut de descoperit, dacă în Fapte 16 mergeți, veți vedea că pe traseu, în timp ce făcea lucrarea de misiune, Pavel a avut intervenții, Duhul a oprit să meargă acolo, Duhul lui Iisus l-a oprit, apoi într-o vedenie s-a arătat un om din Macedonia. Deci toate acestea erau, dacă vreți, aproape normale pentru apostol în acea perioadă a vieții. Cu toate acestea, cu toate aceste descoperiri, ele au și un pericol. Mândria. Să le ai și să te mândrești cu ele. De aceea spune el, ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu m-a dus cu picioarele pe pământ, cum e expresia românească, Dumnezeu a îngăduit ca să am o problemă în trup. Am descoperiri, dar să nu uit de slăbiciuni. Și ce face Dumnezeu este că transformă aceste slăbiciuni într-o putere a Harului Dumnezeu. Bun. Pavel a trecut printr-un moment, prin mai multe momente grele, dar aici în Corint chiar i-au creat probleme cei de acolo și nu erau mulți, așa cum ne imaginăm, poate au fost câteva sute, dar câteva sute au creat sute de probleme. Și era atacat din interior de apostolii mincinoși, era atacat la lucrarea lui, la darurile lui, la atitudinea lui. Și mai lipsea ceva, să-l atace în slăbiciunile lui. Și i-au descoperit slăbiciune. Vedeți că el pomenește despre un țepuș în carne. E un fel de metaforă pentru ceva ce doare, ceva ce agravează o stare. E posibil că ceva din toată lucrarea, experiențele lui, încercările lui, să fie rămas în trupul lui. Unii spun, de exemplu, că poate că a fost ceva psihic, nu fizic. Un fel de depresie. Sau frică de persecuție, sau presiunea, știu, adversarilor, iudaizatorii care erau peste tot. Textul nu trimite la așa ceva, deci interpretarea e greșită. Mai degrabă a fost ceva fizic, nu psihic. Pentru că spune un țepuș în carne, în trup. Și aici sunt variante. Nu vi le dau pe toate. Dar concluzia celor mai mulți interpreți evanghelici ai acestui pasaj, cred că este vorba despre o afecțiune la ochi ca urmare a experienței pe care a avut-o la convertirea lui pe drumul Damascului. Țineți minte când Hristos i s-a descoperit într-o lumină foarte puternică. Și e posibil ca să fi rămas cu un fel de handicap fizic. Și această slăbiciune fizică, unii chiar o numesc infirmitate, e posibil să fi fost la ochi, zic, a dus la tot felul de batjocuri și ridiculizări. De exemplu, în Galateni, capitolul 4, versetul 13 și 14, ce scrie Apostolul Pavel? Și rețineți că această epistolă către Galateni e posibil prima scrisă de apostol. Iată ce scrie el, Galateni 4:13. Dimpotrivă știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu.
Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al Dumnezeu, ca pe Iisus, ca pe însuși Iisus Hristos. Da. Deci, aceste repere ne spun că a fost ceva în trupul lui. Dar această slăbiciune în trup i-a afectat într-un fel și lucrarea. De exemplu, în 2 Corinteni 10:10, deci cu așa, două pagini sau pagină înainte, Apostolul Pavel scrie, de fapt zic ei, niște critici ale lui, ai lui, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale, adică slab, și cuvântul lui n-are nicio greutate. Nu este exclusă și varianta ca să fi avut și un defect în vorbire, însă eu nu îmbrățișez varianta aceasta pentru că îl văd pe Apostolul Pavel foarte activ în lucrarea de misiune peste tot și nu părea să aibă acest tip de probleme. Dar ceva în trup, cele mai multe zic, dovezi biblice înclină spre o problemă cu ochii. Exista, era o realitate. Și Apostolul Pavel numește această slăbiciune un sol al satanei, un țepuș în carne, un sol al satanei. Adică un instrument folosit de cel rău pentru a-l umili pe Apostolul Pavel. El mai face aluzie de câteva ori la Satana, chiar în această epistolă. Dar nu intru în toate aceste detalii. Însă ce face Apostolul Pavel? Se roagă de trei ori ca Dumnezeu să-l vindece, să-i ia acest minus, această slăbiciune din trup. O face doar de trei ori, nu știm exact de ce, el nu explică, dar mulți cred că e posibil să fi luat ca model pe Domnul nostru care în Ghețiman s-a rugat și el de trei ori. Tot pentru o problemă grea, ca Dumnezeu Tatăl să îndepărteze paharul suferinței, vă amintiți? Posibil. Analogia nu e de lepădat, iarăși nu avem dovezi, însă cu siguranță Apostolul Pavel știa detaliile patimilor lui Hristos. Bun, acum, mai este ceva aici în text, inexplicabil, din nou, pentru că după ce Apostolul Pavel se roagă de trei ori Domnului să îi ia acest țepuș, această problemă fizică, versetul 9 spune, începe, el mi-a zis. Deci nu știm cum i-a zis Domnul, dar a comunicat cu Apostolul Pavel, a primit un răspuns la cererile lui. Și ce răspuns a primit? Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Acestea sunt cuvintele Domnului. A fost o nouă descoperire. Deci, imaginați-vă, după ce Pavel începe și spune că a avut descoperiri supranaturale la cel mai înalt nivel, că a fost până în al treilea cer, în rai, și că nu poate să detaileze, dintr-o dată, el zice, am mai avut o descoperire. Unii nu prea doresc astfel descoperiri. Interesant că unii numai fug după descoperirile acestea inexplicabile și rare. Pe când Dumnezeu e gata să ne dea descoperiri mai pe nivelul nostru și pe înțelesul nostru și ce descoperire a primit Apostolul Pavel, nu-ți voi lua această slăbiciune. Nu o elimin. De ce? Pentru ca să fii plin de putere. Pentru că numai când ești slab, atunci ești cu adevărat puternic spiritual. Și
Și această învățătură, foarte greu de primit, recunosc și pentru mine. Dar nu așa a fost și cu Domnul Hristos. 2 Corinteni 13 cu 4 spune apostolul aici: în adevăr, El a fost Hristos, a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Această putere, cu alte cuvinte, și acest model de funcționare la nivel spiritual a fost experimentat de Domnul Iisus Hristos, înaintea lui Pavel. Și ca să vă mai argumentez această combinație de putere, slăbiciune, 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 8 la 10. Iată ce scrie tot apostolul. În adevăr, fraților, nu voiam să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care învie morții. Deci cam așa înțeleg eu că harul meu îți este de ajuns. Pavel nu primește o explicație rațională, ci primește o revelație. De cele mai multe ori în viață, să nu cereți neapărat răspunsuri, ci revelații. Revelațiile sunt mai bune ca răspunsurile de la Dumnezeu. Și aici Dumnezeu ce-i descoperă? Îi descoperă acest paradox al slăbiciunii și dă o promisiune. Pentru că noi nu trăim în viața spirituală cu explicații, ci cu promisiuni. Bun. Ca să rezum. Ce principiu a învățat apostolul Pavel direct de la Domnul Iisus Hristos? Că puterea lui Dumnezeu rămâne în el câte vreme slăbiciunea rămâne în el. Ceea ce îl făcea pe apostol să pară slab, în mod paradoxal, permitea puterii lui Hristos să lucreze prin el și mai mult. Când se uitau toți la apostolul Pavel, ziceau, eu nu am slab ca noi, cu defecte. Și totuși Dumnezeu lucrează prin el. E clar, este o putere în acest om. Uitându-se la el, la slăbiciunile lui, își dădeau seama că nu poate să stea acolo puterea. Puterea trebuie să vină din altă parte. Și omul acesta era citit corect, sau trebuia să fie citit corect, că n-avea cum, cu toate slăbiciunile pe care le avea, să aibă această putere de mesaj, da? Puterea Evangheliei transformatoare. Înseamnă că vine din altă parte. Deci, acceptarea neputinței sau slăbiciunii noastre permite puterii lui Hristos să lucreze în noi și prin noi. Și alți oameni mari al Dumnezeu au trecut pe aici. Ia să vedem pe Moise. Exod 3:11. Vă amintiți de Moise, chemat de Dumnezeu să fie liderul poporului Israel, să-l scoată din Egipt. Grea misiune. Și Moise spune, da, eu nu prea arăt a lider. N-am cum să scot poporul acesta. Și Dumnezeu îi promite. Da? El spune, cine sunt eu ca să mă duc la faraon
și să scot din Egipt pe copiii lui Israel. Și Dumnezeu i-a răspuns, eu voi fi negreșit cu tine. Dar această atitudine de smerenie creează spațiu și promisiunea vine. Gedeon, judecător 6:13. Gedeon, un oarecare, iată ce spune despre el. Judecător 6:15. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Da? Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnule, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Aceeași imagine, vedeți? Tu te vezi mic, slab și totuși Dumnezeu, când are nevoie de tine, îți dă putere. Ca oamenii să zică, nu avea cum omul acesta să facă aceste lucrări, Dumnezeu trebuie să fie cu el. Numai Dumnezeu poate fi cu el. Și ca să închei, am mai multe exemple, dar suficient este să ne vedem pe noi creștinii. 1 Corinteni 1, 27-29. Apostolul Pavel când vorbește despre creștini, iată cum ne prezintă el. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că aici e secretul. Dumnezeu îți îngăduie să vină slăbiciuni, necazuri, strâmtorări, batjocuri și tu să arăți slab, să arăți anumite lipsuri. De ce? El te va folosi și oamenii când te vor vedea că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu vor zice laude al Domnului. Nu cumva tu să ai cu ce să te lauzi. Ați observat discrepanța asta față de cum ne uităm noi la oameni? Nu arată prea bine. Din ce familie? Ce școală are? Noi suntem foarte selectivi. Și cred că Dumnezeu așa lucrează numai cu VIP-uri, high class, elite. S-a dus și prorocul Samuel odată trimis de Domnul să aleagă un împărat pentru Israel. E trimis la o casă unde erau câți 7 băieți, nu? Erau acolo. Și cel mai mare, Eliab, apare în fața lui Samuel. Samuel trebuia să aleagă un împărat. Și concepția lui era, un împărat trebuie să arate bine. S-a uitat la Eliab, cel mai mare, înalt, spune, așa un bărbat puternic, și a zis, ăsta trebuie să fie, ăsta. Și Dumnezeu i-a spus lui Samuel, greșești. Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la inima omului. Nu e el cel ales. Că și prorocii mai greșesc. Da. Și Dumnezeu îl alege pe David. Dar vedeți ce ușor ne păcălim noi, uitându-ne la imagine. Dar tocmai Dumnezeu te lasă pe tine, original, așa cum ești, uneori în neputințele tale, ca să te poată folosi, ca slava să o ia numai El, să nu împartă cu nimeni.
Mesajul acesta este valabil pentru noi astăzi. Pentru un creștin, slăbiciunea de fapt arată dependență de Dumnezeu. Dietrich Bonhoeffer a fost un teolog și german și a murit în lagărul nazist. A fost și pastor luteran. A lăsat câteva scrieri. A vorbit mult despre ucenicie. Și într-una din scrierile lui, el scrie așa, că atunci când Hristos cheamă un om, îi cere să vină și să moară. El a murit până la urmă. El, Bonhoeffer. Ideea rămâne. Adică, dacă vrei să te folosească Hristos, să vii la El cu tot ce ai, trebuie să fii pregătit să te dai la moarte, cum se spune. Și să dai morții natura ta păcătoasă, decăzută, Duhului Dumnezeu să o ia, să o transforme, să-ți dea o nouă fire, o nouă înclinație, un nou centru moral. Bun. Asta îl face pe Apostolul Pavel să scrie în 2 Corinteni 11, 30 și 31. Că dacă e vorba să mă laud, spune el, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Grea lecție, dar frumoasă. Cum putem aplica astăzi acest principiu, acest paradox al slăbiciunii? Iată din ce spune Apostolul câteva, două, trei lucruri practice. Întâi, învăț de la El ca să încetez să mă plâng, să încep să-L laud. Să încetez la un moment dat să mă plâng Domnului și să încep să-L laud. Și asta face, vedeți, Apostolul Pavel aici. Dacă avea cu ce să se laude, cu slăbiciunile lui. Versetul 9, imediat după ce primește noul cuvânt de la Domnul, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Să încetăm să mai fim plângăreți că suntem slabi, că avem neputințe, că nu ne înțeleg unii și alții. Ne plângem prea des și uităm să-L lăudăm pe Domnul. Ori Pavel asta face exact în mijlocul slăbiciunii, îl lăuda pe Domnul. Poate fi o soluție. Poate că vei trece altfel prin încercări dacă lauzi mai mult pe Domnul, nu dacă te plângi. Plângerea și nemulțumirea face totul să fie mai acru. Pentru un creștin este dreptul lui să se plângă? Nu cred, n-ar trebui. Sigur, firea noastră ne cere lucrul acesta. Dar știți, de la plângere la cârtire e un mic pas. Că așa au pățit izraeliții în vechime. Tot în 1 Corinteni 10, Apostolul descrie acolo care au fost problemele celor din trecut, să învățăm din trecut și noi. Și la un moment dat, spune el, cred că versetul 10, 1 Corinteni 10, el spune să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei. Mai degrabă,
Uită-te la ce ți-a făcut Domnul, nu la ce ți-a luat Domnul. Și de aceea fii mulțumitor cu ce ți-a dat. Așa te ridici deasupra problemelor și privești totul de sus în jos. Problemele noastre multe sunt pentru că noi ne uităm la viață și la probleme de jos în sus. De aceea ni se par toate problemele mari. Pavel face trei cerere, trei rugăciuni și se oprește și apoi se laudă și asta mă învață pe mine că mai degrabă în loc să mă tot plâng, să tot cer, să-mi ia Domnul toate ce-ar fi, să încep să laud. În loc să mă plâng, să încep să-i mulțumesc, să-l laud pentru cine este el și ce mi-a dat el. A doua învățătură practică din textul acesta este cam așa. Să încetez să mă raportez la trecut. Să încep să mă focalizez tot mai mult pe viitor. Da. Dacă mereu te raportezi la trecutul tău, nu-ți mai trăiești bine prezentul. De aceea bine este să te concentrezi pe viitor. Pentru că eșecurile trecutului pot bloca realizările prezentului. A te uita prea mult în trecut îți fură bucuria de a putea vedea și a lucra în prezent. Nu le poți avea pe toate. Mi-amintesc de o întâmplare, am citit-o undeva, despre un om bogat pe nume John Jacob Astor, care deținea un vas, vapor mare, care însă s-a scufundat în Oceanul Pacific. După ce a auzit vestea că a pierdut vasul, care costa mult, s-a dus la teatru. Cineva l-a întâlnit la teatru și i-a spus, cum poți primi o așa veste tristă și să vii la teatru? Și am reținut doar răspunsul acestui om inteligent și care Astor a spus așa, și ce ai vrea să fac? Să stau acasă și să plâng pentru ceva ce nu am putut controla? Adică încetează să te îngrijorezi pentru lucrurile care nu sunt sub controlul tău. De aceea ai slăbiciune, ai încercări, nu te lăsa copleșit de ele, că mult nu vei putea face. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți conducă viața, încrede-te în El, mulțumește-i, laudă-L și mergi înainte. Iar noi știți cum mereu vrem să dăm impresia că suntem mici Dumnezei. Chiar și când ne rugăm, trebuie să avem limite, pentru că de la un moment dat trebuie să-ți pui problema onoarei lui Dumnezeu. Ceea ce faci tu îl onorează pe Dumnezeu sau presează prea mult sau te transformă într-un pisălog din ăsta. Când Dumnezeu poate intenționat lasă anumite încercări în viața ta și ca să te smerească și ca să-ți vorbească, să-ți dea noi descoperiri. Deci tu trebuie să faci niște semne ale încrederii. De aceea Pavel nu se tot ruga de ce a pățit el în trecut. A lăsat, s-a rugat de trei ori și s-a uitat în viitor ce are de făcut și a continuat lucrarea. Arată tuturor că tu ai un Dumnezeu al viitorului, care este suveran și știe El de ce trebuie să treci uneori prin încercare. Și știți, dacă tot ne plângem că trecem, că noi suntem slabi, că și arătăm așa, dăm o notă din asta de neputință și față de ceilalți, arătăm și că nu ne credem în Dumnezeul nostru și chiar unii ar crede că noi avem un Dumnezeu slab. Și asta reflectă incorrect caracterul lui Dumnezeu. Deci există limite. Încetează ceva, începe altceva. Încetează să te
mai întorci în trecut și să trăiești cu umbra trecutului, ce-ar fi să te orientezi în viitor, să-ți pui încredere în Domnul. Așa să ne ajute El. Și ultimul gând pe care le-am, încetează să te izolezi. Începe să te implici. Izolarea vine din demotivare sau de lăsare. Și te poate duce în depresie ușor. Dar toate aceste perioade grele, da, de încercare, vin și pleacă. Și de lăsarea, da, poate veni și din lene, dar n-ai voie să stai în ea, nu-i de dorit. De aceea, de exemplu, să stai deoparte de descurajator, de negativiști. Caută să te implici mai mult, să nu te izolezi. Cu cât te implici mai mult în lucrare, cu atât vei depăși perioadele de necaz, de depresie, de descurajare. Nu spune în Proverbe 13 cu 20 că cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Da? Alegeți prieteni și aici care să te încurajeze, să nu rămâi blocat. Da? Tot Proverbe 12 cu 26 spune că cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. De aceea alegeți și prieteni care încurajează, care să stea alături de tine. Și tu nu sta, trebuie să faci ceva pentru alții și vei ieși din crizele pe care e posibil să le ai. Când îi binecuvântezi pe alții, vei fi și tu binecuvântat. Bun, acestea sunt chestiuni practice pentru noi astăzi, pentru că Apostolul Pavel, ați văzut, toate le-a aplicat, nu s-a mai raportat la trecut, s-a uitat înainte, a încetat să se mai plângă, să mai ceară și a început să laude pe Dumnezeu și a continuat lucrarea, nu s-a izolat. Să zică, am țepușul acesta, am problema aceasta, nu mai fac nimic. Și a continuat, dacă veți citi în continuare capitolul, vorbește despre slujba lui Pavel, despre lucrările care urmează, a depășit momentul acela. Bun. Concluzia acestui mesaj este că în anumite momente din viață poți să experimentezi discrepanța aceasta între descoperiri deosebite și încercări în același timp sau imediat după, așa cum a avut Apostolul Pavel și alți oameni la Dumnezeu. Nu ești singur. Pentru aceasta trebuie să fii pregătit, să înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Și Pavel ne ajută și spune, în acest moment uitați ce s-a întâmplat. Am înțeles că Dumnezeu mi-a dat binecuvântări, dar ca să nu mă umflu de mândrie, ca să nu dezonorez numele Său, a permis să am o slăbiciune în trup. Și El a permis-o, eu l-am rugat pe Domnul să mi-o ia, dar nu am forțat, ci am înțeles că harul lui îmi este de ajuns, harul care îmi dă putere să merg mai departe, pentru că puterea lui în slăbiciune se desăvârșește. De aceea am început să laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Și am înțeles principiul. Pentru mine, când sunt slab, atunci sunt tare. Acesta e paradoxul slăbiciunii. Trebuie să-l învățăm. Nu-i ușor. S-ar putea să treci chiar acum, printr-un astfel de moment. Învață să nu faci greșeli, să faci ce trebuie, grijă mare, să nu forțezi, să nu te plângi prea mult. Încetează să te plângi, începe să-L lauzi pe Domnul, să fii mai mulțumitor. Da? Încetează să te izolezi, începe să te implici. Da? Încetează să te raportezi la trecut, începe să te uiți la viitor, pentru că ai încă mult de lucru. Greu principiu, dar foarte important ca să depășim astfel de momente. Cum îți vei trăi viața,
îl va onora pe Dumnezeu și vei deveni o mărturie. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Vă doresc să aveți putere, să cereți putere de la Dumnezeu, să înțelegeți harul lui Dumnezeu cum lucrează, să-L onorați pe acest Dumnezeu chiar și când treceți prin anumite slăbiciuni. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.